Scriitor, filozof și istoric al religiei, Mircea Eliade a fost un erudit pasionat de religie și cultură indiană. Trăind într-o epocă a intoleranței, așa cum avea să o spună autorul însuși, Mircea Eliade și-a petrecut ultimii ani din viață departe de țară, criticat de regimul comunist, care îl catalogase drept ideolog fascist. Viața lui Mircea Eliade are două extreme. Nedisciplinatul adolescent miop, care și-a luat cu greu corigențele, și ilustrul profesor de istorie a religiilor din Statele Unite ale Americii, iubit de hipioți. Un scriitor extravagant din rândul românilor de geniu. A fost autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică variată. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Mircea Eliade s-a născut pe 13 martie 1907 în familia ofițerului Gheorghe Eliade. Tatăl lui, fiind deosebit de religios, a înregistrat nașterea fiului său cu 4 zile înainte de data reală, ca să corespundă astfel cu sărbătoarea celor 4 martiri din Sebasta. Renumele și, nu întâmplător, numele lui Eliade se aseamănă cu cel al unui alt mare cărturar, Ion Heliade Rădulescu. În realitate, nicio asemănare de sânge. Tatăl lui Mircea Eliade, ofițer de infanterie din Tecuci, Gheorghe Ierimia, își schimbase numele în Eliade în cinstea scriitorului. Mircea era al doilea dintre cei 3 copii, alături de Corina și Nicu, ai lui Gheorghe, un flăcău tomnatec cu mustață neagră, și ai Janei, o femeie frumoasă și încă elegantă. După terminarea învățământului primar la școala de pe strada Mântuleasa din București, Mircea Eliade a devenit elev al colegiului Spiru Haret, fiind coleg cu Arșavir Acterian, Constantin Noica și Barbu Brezianu. A devenit apoi interesat de științele naturii și de chimie, ca și de ocultism, și a scris piese scurte pe subiecte entomologice. Mircea Eliade a fost fascinat încă din copilărie de folclorul românesc și de religie, iar pe măsură ce a crescut, a ajuns la concluzia că toate religiile lumii au o sursă comună. Complexat de aspectul său fizic și de faptul că începea deja să-și piardă vederea, a vrut să demonstreze că este mai puternic decât colegii săi, recurgând la experimente bizare. Mânca insecte și își propunea să doarmă numai 4-5 ore pe noapte. În ciuda tatălui său, care era îngrijorat de faptul că își pune în pericol vederea și așa slabă,
Mircea Eliade citește cu pasiune. Unul dintre autorii preferați este Honoré de Balzac. Eliade face cunoștință cu nuvelele lui Giovanni Papini și cu studiile social-antropologice ale lui James George Frazer. Interesul față de acești scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză. În particular, începe să studieze persana și ebraica. Este interesat de filozofie și studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet. Citește lucrări de istorie și, în special, pe Nicolae Iorga și Bogdan Petricei cu HD-ul. Primele sale lucrări publicate au fost Inamicul viermelui de mătase, în 1921, și Cum am găsit piatra filozofală. 4 ani mai târziu și-a publicat autobiografia, intitulată Romanul adolescentului miop. După o pubertate dificilă, de intens studiu solitar, începând cu anul 1925, adolescentul este aproape unanim recunoscut ca șef al generației sale. Încă de la vârsta de 14 ani, începe să scrie articole de entomologie, care trădează o surprinzătoare imaginație, iar ceva mai târziu, primele romane. A terminat Facultatea de Litere și Filozofie de la București în 1928, iar în anii studenției l-a cunoscut pe Nae Ionescu, cel care avea să îi devină bun prieten. Mircea Eliade a fost fascinat de ideile radicale ale lui Ionescu și de interesul deosebit al acestuia față de religie. Romanul Gaudeamus, terminat în 1928, partea a doua din romanul adolescentului miop, cuprinde informații autobiografice interesante despre prima întâlnire cu viitorul lui profesor de logică și metafizică, Nae Ionescu, cel care avea să aibă o influență decisivă asupra carierei sale. Recunoscând talentul și cunoștințele lui Mircea Eliade, Nae Ionescu i-a dat o slujbă în redacția ziarului Cuvântul. Deși părerile posterității sunt împărțite, Nae Ionescu a avut meritul de necontestat de a fi sprijinit tinere talente ca Eliade sau Mihail Sebastian. Dorind să își lărgească orizontul intelectual, dincolo de cultura franceză, pe atunci dominantă în România, Mircea Eliade învață limba italiană și, cu ocazia unor călătorii în Italia, îi cunoaște personal pe Giovanni Papini și pe Vittorio Macchioro, care avea publicații în domeniul istoriei religiilor. După cultura italiană, filozofia indiană devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. În 1928, Eliade a obținut o bursă de studiu pentru 4 ani la Universitatea din Calcuta, India. Pe drum s-a oprit scurt timp la un ashram din Himalaya, unde a rămas o perioadă. Eliade a devenit fascinat de filozofia indiană și a învățat limbile sanscrită, Pali și Bengali, cu profesorul Dasgupta, tatăl frumoasei Maitrei, despre care avea să scrie un emoționant roman erotic. În India a avut ocazia să-l întâlnească pe Mahatma Gandhi, ale cărui idei despre spiritualitate l-au influențat ulterior. Relația lui Mircea Eliade de dragoste cu Maitrei Devi a început în 1930, când Eliade locuia chiar în casa profesorului său și tatăl lui Maitrei, Dasgupta. 3 ani mai târziu, întors la București, își dă doctoratul în filozofie cu o disertație despre yoga. În 1933, capătă mare popularitate romanul Maitrei, bazat pe experiența din India și pe date autobiografice. Între 1932 și 1943, Mircea Eliade publică mai multe volume de proză literară, eseuri și lucrări științifice.
După experiența din India, Mircea Eliade a devenit asistentul lui Nae Ionescu, predând un curs despre metafizică. În această perioadă, s-a îndrăgostit de Nina Mareș, care era divorțată și avea o fetiță. În scurt timp, cei doi s-au căsătorit și Eliade a adoptat-o pe micuța Giza. În ceea ce privește romanul de dragoste Mai Trei, puține opere din literatura universală tratează aceleași fapte în viziunea diferită și chiar contradictorie a doi scriitori, care au fost în același timp protagoniștii lor, Mircea Eliade și Mai Trei Devi. Pentru români, romanul Mai Trei al lui Mircea Eliade a constituit generații de-a rândul o adevărată încântare. Demn de menționat este faptul că prototipul personajului principal al cărții a trăit cu adevărat până în 1990 în țara vedelor și a Upanishadelor. Era fica lui Surendranath Dasgupta, un filozof indian, și se numea Mai Trei Devi. Tânărul Mircea Eliade avea, când a cunoscut-o, 23 de ani, iar ea 16. Adolescenta scria versuri, apreciate de Rabindranath Tagore, și avea să devină o cunoscută poetă indiană. Întâlnirea dintre Mai Trei Devi și reputatul sanscritolog român Sergiu Alexandru George la Calcuta în 1972 a declanșat scrierea unei noi cărți, Dragostea nu moare. Tulburătoarea poveste de dragoste din anii 30 a primit astfel o replică magistrală de la însăși eroina ei, Mai Trei, în carte Amrita, după 42 de ani. Romanul răspuns, Dragostea nu moare, scris mai întâi în Bengali, a fost tradus și publicat în limba engleză în 1976. Lectura ne cufundă în peisajul și în mentalitatea indiană, cu mirifica ei lumea miturilor, ritualurilor și simbolurilor. Coloana vertebrală a cărții de față este însă relatarea cu autenticitate și cu geniu a celei mai mari minuni a lumii, înfiriparea sentimentului de dragoste, fericirea iubirii împărtășite și destrămarea ei. Mircea și Amrita, din Dragostea nu moare, ca și Ellen și Mai Trei, din Mai Trei, pot sta alături de nemuritoarele cupluri Tristan și Isolda sau Romeo și Julieta. Dragostea nu moare, o carte apărută până acum în limbile bengali, engleză, germană, spaniolă și română, nu are încă notorietatea romanului Mai Trei. De la mijlocul anilor 30, Mircea Eliade îmbrățișează ideologia Mișcării Legionare, în cadrul căreia devine un activist cunoscut. Acest lucru s-a manifestat în mai multe articole pe care le-a scris pentru diferite publicații, printre care și ziarul oficial al mișcării, Buna Vestire, dar și prin campania electorală pentru alegerile din decembrie 1937. La 14 iulie 1938, Mircea Eliade este arestat în timpul unei campanii împotriva gărzii de fier, campanie autorizată de regele Carol al II-lea. La vremea arestării, tocmai publicase în Vremea, Provincia și Legionarismul. Ministrul de Interne Armand Călinescu, considerând că Mircea Eliade ar fi autor de propagandă legionară. Mircea Eliade a fost ținut timp de 3 săptămâni în arest la sediul siguranței statului de la Malmaison, unde s-a încercat convingerea lui să semneze o declarație de disociere de garda de fier, dar a refuzat să o facă. În prima săptămână a lunii august, a fost transferat la un lagăr provizoriu din Miercurea Ciuc. Când Mircea Eliade a început să scuipe sânge, în octombrie 1938, a fost dus la un sanatoriu din Moroeni. A fost eliberat pe 12 noiembrie același an. Mircea Eliade s-a distanțat ulterior de această atitudine.
însă a evitat mereu să se refere la această perioadă critică din tinerețea sa. În anii următori, a fost atașat cultural în Marea Britanie și Portugalia, sub regimul mareșalului Ion Antonescu. Moartea soției sale Nina, provocată de un cancer uterin, cauzat de un avort, l-a aruncat pe Mircea Eliade într-o depresie puternică. A încercat să se trateze singur, cu antidepresive, extracte de pasiflora și chiar cu metamfetamine. Nu era ceva complet nou pentru el, deoarece Eliade experimentase consumul de opium în timpul șederii sale la Calcuta. În 1945, s-a mutat cu fiica sa adoptivă în Franța și s-a căsătorit cu Cristinel Cotescu, o româncă aflată în exil, urmașă a unei familii de boieri. Din anul 1957, Mircea Eliade se stabilește la Chicago, ca profesor universitar de istorie comparată a religiilor. 10 ani mai târziu, Mircea Eliade a devenit membru al Academiei Americane de Arte și Științe. Reabilitarea lui a început și în țară, treptat, sub regimul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În ultimii ani ai vieții sale, trecutul lui de simpatizant fascist a fost scos tot mai mult în atenția presei, fapt care a dus la deteriorarea sănătății sale. Cu puțin timp înainte să moară, a primit premiul Bourdon al Academiei franceze și titlul de doctor honoris causa din partea Universității din Washington. Mircea Eliade a murit în capitala Statelor Unite în aprilie 1986. Cu doar 4 luni înainte, un incendiu distrusese biroul său de la școala teologică Midville Lombard, accident pe care el l-a considerat un semn de rău augur. Trupul său a fost incinerat la Chicago și la înmormântare au participat 1200 de persoane. Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spațiu și timp sacru. Spațiul sacru este în concepția lui Eliade centrul universului, pe când timpul sacru este o repetiție a elementelor de la originea lumii, lumea considerată ca orizontul unui anume grup religios. În această concepție, ființele umane arhaice erau orientate în timp și spațiu, iar cele moderne ar fi dezorientate. Dar și în omul modern ar exista o dimensiune ascunsă, subconștientă, guvernată de prezența secretă a unor profunde simboluri religioase. Catedra de istorie a religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, ca dovadă a vastei sale contribuții la literatura specializată din acest domeniu. În ultimii ani de viață, în ciuda serioaselor probleme de sănătate, Mircea Eliade a continuat să lucreze, editând cele 18 volume de Enciclopedia Religiilor, adunând contribuții pentru ultimul volum de istoria credințelor și proiectând un compendiu al lucrărilor sale de istoria religiilor, care să apară sub forma unui mic dicționar. Opera sa literară stă mărturie acestei convingeri de viață, frescă a problemelor existențiale în epoca pe care a trăit-o. Întoarcerea din Rai și Huliganii sunt romane semifantastice în care Mircea Eliade acceptă existența unei realități extrasenzoriale. Omul este în căutarea propriilor sale forțe ascunse, este instrumentul acestor forțe pe care nu le poate controla. Thank you.
Thank you.